Voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și totodată în dezvoltarea educației și dezvoltării profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale. În scopul eficientizării activităților specifice voluntariatului, prefectul județului a inițiat un proiect în colaborare cu Consiliul Județean, ISU Olt și Crucea Roșie. Este vorba despre o acțiune denumită generic voluntar, prin care organizatorii și-au propus să pregătească angajații mai multor instituții din județ pentru situații precum inundații, alunecări de teren, dar și urgențe medicale. În acest scop, reprezentanți ai ISU Olt au făcut astăzi o demonstrație la sediul prefecturii, unde au încercat să expună o serie de tehnici medicale simple, dar vitale în anumite situații. Sunt pe stradă, zona e ok, constat că n-are niciun fir, de siguranța e de plină. Și m-am apropiat. Domnul, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Domnul, hei, m-a auzit? Deschideți ochii dacă... El nu-mi răspunde. Vă rog frumos, sunați dumneavoastră la 112, am un pacient inconștient. Hiperextensie, vorbie, nu are nimic. Și am spus respirați. Respiră. Opa, respiră, mai arunc o privire, nu văd nicio hemoragie care se pune viața în pericol. Ați chemat ambulanța? Am chemat și am spus că aoleu, ce facem până pe vinerea? Da, de azi. Bun. Pentru al... Acum apare pericolul ăla. Poate să verse și să neacă. Și ce fac? Trebuie să-l pun în poziția laterală de siguranță. Peste, bună întrebare. Pe care? Pe dreapta. Deci, dacă are vreo leziune, nu pe partea lezată. Dacă n-are nicio leziune, pe partea pe care sunt eu. Și pe partea pe care am loc. De ce? După ce îl pun în poziția laterală de siguranță, eu n-am plecat. Rămân să-l supraveghez. Mâna mea coboară jos, mâna mea stângă, coboară la umăr. Da? Cât ar fi de greu, poate să aibă 200 de kilograme, dacă îl trag la mine, pe centru de greutate, vine după mine. Și am grijă ca acest genunchi să fie pe sol, mâna, de-aia i-am pus-o pe o brască, vine și îl fixează și mai fac o dată hiperextensie. Și pot să vomite cât vreau. Există o serie de proceduri care, efectuate corect și rapid, chiar de către persoane care nu au o pregătire medicală, pot salva viața unui pacient aflat în stop cardiorespirator. Primul gest, când găsiți o persoană inconștientă, este să sunați la 112 și să anunțați situația de urgență. Solicitați ajutorul echipei medicale calificate, apoi evaluați respirația și pulsul victimei. Ce facem cu pipa asta? Este foarte, foarte util, mai ales la... la traumatizat, dar aia se folosește la toate persoanele inconștiente. Nu se folosește doar la persoanele inconștiente, pentru că cel conștient nu o să o rețină, ți-o dă afară. Bun. Și aș vrea să vă arăt cum se montează o pipă. Manechinul nu e pentru pipă, dar vă arăt. În primul rând, se măsoară de la comisura bucală, la colțul gurii, până la lobul urechii. E foarte important să punem mărimea potrivită. Noi pe mașină avem mai multe mărimi. De ce? Dacă este prea scurtă, nu-și face treaba. Dacă este prea lungă, vine și obturează calea aeriană. De aceea trebuie strict mărimea potrivită. Printre voluntari s-a numărat și prefectul județului, care a acordat atenție salvatorilor și nu s-a limitat doar la teorie, ci a pus și în practică tehnicile explicate de reprezentantul SMURD. Silviu Neacșu a învățat cum se face o resuscitare, dar și ce măsuri trebuie luate în situația în care cineva se neacă cu alimente. Totodată, prefectul a luat decizia împreună cu primarul municipiului Emil Moț să achiziționeze 3 defibrilatoare cardiace pentru anumite farmacii din oraș. Defibrilatorul cardiac implantabil este un mic aparat electric care se instalează în pieptul unei persoane. Previne moartea subită cauzată de atacul de cord. Acest aparat monitorizează bătăile inimii. Atunci când inima funcționează normal, aparatul este inactiv. Când bătăile inimii sunt anormale, în special atunci când apare tahicardia, aparatul trimite șocuri electrice către inimă. Astfel, bătăile inimii revin la normal. Pur și simplu, nu ai absolut nimic de făcut decât să îi instalezi electrozi. Deci aparatul respectiv te învață și cum să instalezi electrozi, nu trebuie să ai niciun fel de pregătire. Deci ai pus electrozii pe pacient și deja aparatul începe să vorbească cu tine și să spună ce trebuie să faci. El monitorizează, el face. Problema e în momentul în care avem acces la un astfel de, locație, să intervenim. Asta e singura problemă pe care o avem la ora actuală. Adică
eu, persoană care nu am niciun fel de pregătire în domeniul ăsta, să am curajul să deschid acea ușiță, să scot aparatul respectiv, dacă am constatat și mai ales după instruirea de astăzi că persoana respectivă este în primă fază inconștientă și apoi nu respiră, și concomitent cu aplicarea masajului cardiac, să pot să fac și actul respectiv, care practic este actul care îl facem noi în plus până față de dumneavoastră, la ora actuală, ca și echipaj de prim ajutor cu dotarea pe care o avem. Mai puțin. De aici. Măsurăm. Da. Ridicăm o palmă. O ridicăm. Doar podul palmei în locul degetului mare. Da. Mâna cealaltă peste. Da. Și venim mai aproape. Mai aproape veniți cu genunchii, dacă se poate. Așa. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6. 8, 9, 10, 11. O idee mai repede, dacă se poate. 14. De ajuns, că nu e tot mai ușor, să știți.